Bună ziua! Bucuroși de oaspeți? Astăzi, chiar la început de primăvară, venim la dumneavoastră cu urări de bine. Căci vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Domnule Dumitru, dați-ne voie să vă felicităm. Să vă dorim din adâncul sufletului tot binele din lume. Ani lungi, frumoși, cu zile de fericire, cu zile de bucurie, alături de cei dragi sufletului. Cei dragi chiar să vină aici, acasă, cât mai mult să stea în preajma dumneavoastră. Să fiți înconjurat doar de oameni buni. Și v-aș mai spune așa, la mulți ani, cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc. La mai mult și la mai mare. Și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți cine a solicitat felicitarea? Cred că fata. Haideți să vedem. Țineți această tortă pentru masă de sărbătoare. Avem ceva mai tărișor. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj frumos. Scumpul nostru tătic, bunic, ba chiar și străbunic, astăzi, în livață dat vieții tale să deștealugă zecile anuc, fie ca el să crească și mai roditor decât cei pe care ai deja. Despre tine s-ar putea scrie cărți. Cărți de omenie, modestie, hărnicie, înțelepciune și multe alte calități pe care mata le ai. Să știi că cele mai frumoase sărbători le-am avut aici, acasă, între acei pereți pe care cu sudoare, iscusință, cu propriile mâini i-ai ridicat. Ne-ai pus pe masă cea mai dulce pâine și ai fost cel mai mândru de reușitele noastre. Un tată și mai ales un bunic te învață să nu uiți de unde ai plecat și îți oferă încredere pe drumul ce-l urmezi. Datorită ție avem speranță, înțelepciune și credință. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și faci pentru noi. Pentru faptul că ne susții când ne e greu și ne dai un sfat atunci când avem nevoie. Puterea și dragostea ta ne-au îndrumat și ne-au dat aripi pentru a ne ajuta să zburăm. Cu ocazia zilei de naștere îți aducem calde îmbrățișări, din inimă felicitări, însoțite cu urări de bine și belșug. La mulți ani, bunicule, să ai parte de tot ce este mai frumos în lumea asta, să fii sănătos, bătrânețe ușoară, de fără griji. Cuvintele nu pot exprima recunoștința pe care o simțim. Îți mulțumesc că faci parte din viața noastră. Să te țină bunul Dumnezeu cât mai mult în preajma noastră. Ne cerem iertare că în așa o zi importantă nu suntem alături, dar cu sufletele și gândurile suntem lângă tine. Cu un la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vin fiica Raisa, generele Anatol și nepoatele Natalia, Cristina și Irina, împreună cu familiile lor. Felicitări dumneavoastră! Vă mulțumesc! Știți, domnul Dumitru, cred că prin intermediul nostru sunt și ei, aici, acasă, lângă dumneavoastră. Puteți să le transmiteți un mic mesaj? Mulțumim frumos! Toale, Răica, și sănătos! Vă mulțumesc frumos din suflet!